În următoarele zile va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor de reamenajare a pieței Dacia și a zonei adiacente din centrul municipiului, un proiect complex cu finanțare europeană. Am întârziat un pic pentru că firma ce a câștigat licitația a fost în vacanță. Ei vor începe activitatea din data de 25 ianuarie și după plata taxelor către Inspectoratul de Stat în Construcții va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, așa cum spuneam, probabil săptămâna viitoare. În prezent se lucrează la eliberarea platoului de marmură de ultimele elemente ale amenajărilor folosite pentru sărbătorile de iarnă și a căsuțelor din lemn folosite de micii comercianți. În acest fel, piața va fi gata în orice moment pentru deschiderea șantierului. Buzăinii se întreabă pe unde vor mai circula și ei și transportul în comun. Într-o primă etapă, circulația nu va fi închisă pe strada George Emil Parade și Alea Trandafirilor. Firma va lucra pe celelalte sectoare din piața Dacia, răstimp în care noi vom finaliza studiul de trafic pentru întreaga zonă centrală. Probabil consultantul ne va impune mai multe modificări în trafic. Ne referim aici la crearea unui inel central pentru asigurarea traficului auto. Sunt câteva propuneri deocamdată. Străzile din zona pieței centrale și a parcului Sfinții Îngeri sunt destul de aglomerate și va fi dificilă deplasarea mijloacelor de transport în comun, care sunt de dimensiuni mari, mai ales în orele de vârf. După ce vom primi aceste propuneri, vom avea o ședință de comisie de siguranță rutieră împreună cu Poliția Municipiului și celelalte structuri care fac parte din această comisie pentru a analiza tot ceea ce înseamnă traficul în zona centrală a municipiului Buzău. Va trebui să se țină cont și de faptul că pe acele străzi sunt amplasate multe unități comerciale, dar și de faptul că va trebui suplinită de urgență desființarea locurilor de parcare pentru riverani. O soluție ar fi parcarea de la Parcul Sfinții Îngeri, care, la rândul ei, ar urma să fie transformată într-o parcare subterană cu aproximativ 500 de locuri. Se preconizează ca lucrările de reamenajare a pieței Dacia să fie demarate în ultima parte a acestei luni.